ANAF se militarizează, inspectorii vor avea dreptul să poarte armă la controlele, unde trebuie să confiște o marfă care este cu origine ilicită, iar cei controlați nu reacționează tocmai potrivit, a declarat Marcel Boloș. Vrem să consolidăm statutul pe care îl au inspectorii antifraudă, să consolidăm capacitatea instituțională a acestei direcții generale, a afirmat Boloș. Avem această noutate, să zicem, pentru militarizarea inspectorilor antifraudă. Trebuie să spun că noutatea nu numai aceasta este legată de militarizare și de această posibilitate pe care o vor avea legală de armă, inclusiv de protecție în timpul serviciului, ci structurile teritoriale județene, foarte important acest lucru, să știe evazioniștii că activitatea economică ilicită va fi cu data aprobării ordonanței de urgență urmărită de aceste servicii teritoriale județene. Până acum funcționau la nivelul regiunii. Dacă se întâmplă o faptă de evaziune fiscală într-un județ care era parte din regiune, trebuia să se ducă cu mașina inspecției antifraudă făceau două-trei ore pe drum, ajungeau acolo mai stătea o oră, se termina programul de muncă și mare parte din timpul alocat pentru combaterea activităților economice ilicite era pierdut pe drumuri, a afirmat ministrul Finanțelor Publice. Marcel Boloș a mai anunțat că pentru luna ianuarie a acestui an, a Ținta de venituri și că instituția va oferi o surpriză în ceea ce privește activitatea din a doua luna anului.